Și asta de lună seara și bun găsit la întâlnirea cu profunda. Așa, iată, ne ajungem împreună. Și am venit să fac o lecție pentru Ana. Deci probleme pentru Ana. Da, nepoțita. Așa, prima problemă. Coada unui leu este de 12 inci. Acum nu am mai pus eu. Asta la sau de Bănesta, sau de sigur. Mergem pe cameră. Deci coada leului este de 12 inci, cu 12 mai lungă decât a tigrului. Iar a tigrului cu 12 mai lungă inci decât a pisicii. Deci, deocamdată, leu are cea mai lungă, pisica cea mai scurtă. Nu? Decât te dai seama. Iar coada lui Lucy este cu 4 inci mai scurtă decât a pisicii. E mai scurtă decât a pisicii, e cea mai scurtă, nu? Că pe locul întâi a fost pisica, coada cea mai mică, pisica, apoi tigru, care avea cu 12 inci mai mult, și în sfârșit leu, care avea cât tigru și cât 12. Iar așa stai cu Lucy, cum pe căsoricel, să zic eu, e cu 4 mai puțin. 4 inci. În concluzie, întrebarea era cine are cea mai lungă coadă? Nu, sau cine e pe locul 2 în ordinea lungimii cozii, de la mare la mic. Păi pe locul 2 e tigru, da? Se vede. Că leu are cât tigru plus 12. Da, o problemă simpluță, da, nu? Deci nu ai nici mai avut așa mare bătaie de cap. Adică a fost prea simplu pentru tine. Termină propoziția. Asta a fost 1, 2. Deci locul 2, da, tigru este. Ușor de văzut. Ora facem așa. E cere mie să fac chestia asta, să reprezinte prin desen, prin segmente problema și atunci îi dă seama foarte repede. Nu, vădesc că nu aici au greutăți, dar eu le iau pe toate în ordine. 6 dreptunghiuri au câte triunghiuri? Deci 6 dreptunghiuri, șase dreptunghiuri au atâtea laturi cât 5 triunghiuri. Un triunghi, Ana, să vedem ce înseamnă un dreptunghi. Un dreptunghi, asta e figura, da? Deci și în America și în România, dreptunghi așa reprezintă. Apoi triunghiul, așa. Deci un dreptunghi are 4 laturi, 2 la Ana, cât de 2, cât de 2 egale. Asta 2 și asta 2 egale, în total 4. Iar un triunghi, aia e triunghi, 3 laturi. Triunghi, da? 3 laturi. Dacă 6 dreptunghiuri pun, oare câte laturi am să fac la 6 dreptunghiuri? Aici 4, odată 4 la asta, iar la următor iar 4, și din 6 în total, 4 plus 4, plus iarăși 4, da? Iar încă 4, iar încă 4, Ana, da? 4. Iată că eu am desenat cele 2, 4, 5, și mai desenez încă 1, 6. Sigur că acum le aduni, 4 plus 4 plus 4 plus 4, de 6 ori, fac 24, da? 24 de laturi. Laturi. Ei, da, 24 de laturi. Acum trebuie să facem grupii de câte 3. Deci un triunghi are 3 aici, iar și încă un dat un 3, iar și încă un dat un 3. Și câte triunghiuri de acestea am să aflu? Deci, 24 trebuie să-mi fac în grupe de câte 3. Adică, pentru a vedea câte grupe fac, încep să număr din 3 în 3, să vedem să numără. 3, 6, 9,
adică 3 trimit 9 laturi, 12, 15, 18, 21 și 24. Da? Din 3 în 3 numere. Și în felul ăsta văd după câte numărători, deci de câte triunghiuri am nevoie, ca să acopăr cele 24 de triunghiuri. De 6 de triunghiuri au, cât au? Au 24 laturi. Da? 24 laturi. Apoi, câte triunghiuri mi-ar trebui? Asta e egal 8 triunghiuri, da? Triunghiuri. Adică trebuie să desimez 8 triunghiurile acestea ca să acoperi cu cele 24 laturi. Deci 24 s-au acoperit cu 3, în număr de 8 triunghiuri. Așa gândim la problema asta. Sigur, dacă am zis mai 6, zis acolo, dacă spuneam 15 dreptunghiuri, câte laturi au. Aici apare nevoia să spunem, tabla înmulțire. În loc să spun, Ana, 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, 2, 4, 5 și plus un 4, de câte ori să spun, iată, vedeți, de 6 ori, spun, egal cu 4 ori 6. De 4 ori câte? De 6 ori câte 4, nu? 4 ori 6 sau 6 ori 4, e tot același lucru, adică fiecare triunghiuri de 4, 6 ori 4, egal cu 24. Și pentru operația cerată, iată că au nevoie, întreb 3 ori cât? Deci 3 ori cine înmulțit se facă 24? 3 ori cine? Păi, 3 ori 8, da? Care e motivul? La fiecare dreptunghi, ele sunt 6, tai câte una și rămân 3. Dar câte am tăiat în total? Deci o tai pe asta, o tai pe asta, o tai pe asta și rămân 3 laturi, care formează un triunghi. Și tăindu-le la cele 6, 1, 2, 3, iată din 3 astea fac un triunghi, din astea 3 fac chiar și un triunghi, și la cele 6 care erau, de la transformate triunghiuri, pe dreptunghiuri în triunghiuri, mai pun pe astea 2 și fac 8. Ăsta e motivul, da? Sau au crescut adunare 3 plus cât? Sau 3 ori cât? Cine? De câte ori să pun? Răspuns corect, 3 ori 8. Da? 3 ori 8 egal cu 24. Și așa ne ducem spre tabla mulțirii. În loc să facem o readunare repetată. Așa, ori am fost să încerc să existeze acest lucru. Și după ce e clarificat așa, de fapt, la urma urmei este invers procedeul. Dacă 3 ori 2 fac 6, 6 împărțit la 2, ca să faci grupii de câte două grupe, câte pui? Câte 3. Deci faci proba și te întorci și spre împărțire. Deci am făcut asta la băiețelul acela. Vezi mai multe lucruri de acolo, la antrenament, când ne ducem spre tabla mulțirii și tabla împărțirii. Putem merge chiar odată, când unul din cei doi factori care au fost folosiți pentru înmulțire nu este cunoscut, cunoaștem rezultatul. Și atunci înseamnă că împărțind rezultatul la unul din factori, este celălalt factor. Așa că trebuie înțeles că tabla înmulțirii apare ca o necesitate pentru a mări ritmul de lucru. Să nu facem adunare cea repetată, și iată, facem înmulțirea. Așa. Și acum să vedem problema următoare, 3. Alex are 2 ani și Alina 6 ani. Deci Alex... Eu trebuie să șterg și tabla. N-am altă variantă acum. În lecție am bărnicile care sunt prezente acolo și... imediat se aranjează. Este chiar o lecție deosebită prin prezența bunicilor acolo. Deci Alex, 2 ani. Iar Alina,
Are 6 ani. Câți ani are Alina când Alex o să fie de 13? Deci dacă Alex va avea 13 ani, aici Alina cât asta are? Păi el crește de la 2 la 13. Da? De la 2 la 13. A, sigur, Ana, fără discuții. Cât înseamnă 11 ani. Da? Se duce și Ana, Alina cu 11 ani în față. Deci, odată cu crește el un an sau 2 sau 3, exact ca tine cu Victor. Victor face 4 ani, nu? Tu cât faci? 9 ani. Face el 5, tu faci 10, că mergem o dată. Așa se întâmplă și problema asta. Deci, ne ducem cu 11 ani, 11 ani diferența, și atunci zicem 6 plus 11, egal cu 17 ani. Răspunsul rapid, 17 ani. Asta a fost problema 4, 3, 4, 3. Mergem mai departe. Câte numere pare sunt între 10 și 30? Deci de la 10 ar fi 11, 12, un tăbui bun, 13, nu-mi place, 14 bun, așa, și până la 30. Întrebarea este câte numere sunt între 10 și... câte numere sunt între 10 și... numere pare între 10 și 30. Pentru ca să facem înțeleasă problema asta, nu? Spunem așa. Luăm două numere pare, 10 și 14, de la urmă, să zicem așa. Diferența între 10 și 14, ca spațiu, este decât 14 minus 10, 4. Da? Ei, avem câte spații? 1, 2, 3, 4 spații. Deci de la 10 la 11 un spațiu, 2, 3, 4. Pe 10 l-am crescut cu 4, da? Fiindcă vorbim deja despre pare 12, 10 și 12, deci capete sunt pare, atunci, scăzând din 14 pe 10, rămâne spațiu de 4, 4 îl împărțim în 2 și fac 2, da? 4 împărțit la 2, fac 2. Dacă s-ar pune numerele pare, numerele impare ar fi 2. Da? 2 ar fi. Dar fiind faptul că avem aici alte două numere impare, se află unul par, atunci înseamnă că am un singur număr par, de la 10 la 14. Hai să vedem 15 și până 16. Da? Mutăm problema pe spații mai mici una. Așa își dă seama, așa dacă încercăm să dăm noi rețeta, nu merge. Ea trebuie să simte rețeta. De la 10 la 16, 6, nu? 6 împărțit la 2, fac 3. Sunt 3 numere impare. 1, 2, 3. Deci, numerele impare sunt exact 3. Iar numerele pare sunt cu 1 mai puțin. Da? 1 mai puțin. Adică sunt doar 2. Hai să ne ducem până la 20. Între 10 și 20, nu? Spațiul este de 10. 10 acesta îl împărțim în 2, fac 5. Înseamnă că o să am 5 numere impare și doar 4 pare. 5 impare și le putem vedea. 11, 13, 11, 13, 15, 17 și 19. 5. Iar numele pare vor fi doar 4. Adică va fi vorba de 12, 14, 16 și 18. Exersând pe spații mai mici, acum pe ea o poți duce, dăm răspuns corect între 10 și 30. Diferența este de 20. Deci, din 30, tădem pe 10 și egal cu 20. 20 împărțim în mod egal. Deci, 20 împărțit în 2 înseamnă 10. Așa că vom avea 10 numere impare, da?
și 9 numere pari. Dar după ce ne-am convins că i-a înțeles de pe spații mici, cum lucrează problema, atunci putem să dăm la întâmplare. Hai să spunem, dar vedeți, tot par și par. Între, să spunem, între 16 și 200, câte numere pare, câte impare? Putem pune problema și așa. Câte sunt pare, câte sunt impare? Răspunsul. Din 200 scădem 200 minus 16 egal cu 184. 184 împărțim la 2, 184 împărțit în grupe de două grupe și face 90. Și aici este frumos, dacă am mărit un pic, ne gândim cum facem împărțirea asta, dacă ar fi fost numai 180 împărțit în două, așa trebuie să 180 împărțit la 2 face 90 și 4 acela împărțim și pe el 2 și facem, nu, 92. Încă un antrenament la împărțirea la 2 este ușor, să-și dea seama că sunt grupe egale. Și acum prinde și partea asta. Și acum putem vedea și 92 plus 92 ca să o convingem. Cât fac? Înapoi 92 plus 92, 184. Ei, deci sunt 92 numele impare. Așa. Și doar 91 numere pare. Ei, când îți dă răspunsul așa, înseamnă că ai înțeles foarte bine și într-un alt spațiu putem. Sigur că acum, Maura, poți să mergi și începi cu par, dar nu sfârșești tot cu par, ci până 29. Da? Și iarăși observi că dacă ai început cu par 10 și ai terminat cu impar 13, între 10 și 13 doar 3 ne desparte, nu? 10, 13 minus 10, 3. Nu mai poți face împărțirea la 2. Da? Deci ești într-o situație mai delicată. De aceea autorul cel a dat la început 10 și până 30. Ca să poți face diferența, să sesizând chestia aceea și să poți împărți la 2. Da? De motivul ăsta. Da? Acum tu ai făcut varianta asta. Ai venit cu un spațiu înapoi. Deci ai pierdut un număr impar. Da? Dar numele pare le ai toate. Adică tu vei spune că între 10 și 29 nu mai sunt, dacă între, adică fără capete, da? Nu mai sunt 10 numere impare, ci sunt 9 numere impare și egal cu celălalt numere pare. Iată, între 10 și 13 am un număr par și un impar. Da? Deci când se termină aici cu impar, l-am pierdut pe unul din cele două, dacă vrei, acum. Capătul la numele impare, deci nu se ia, și între, fără ele. Așa vreau să înțeleg. Și atunci, după acest antrenament, jucându-te, când am două, încep cu numele impare, când am două, încep cu pare, iată că am văzut că am două cu pare, unul pare, altul impar. N-are importanță că e la început sau la sfârșit, unul par sau impar, deci aceste lucruri. Nu plecăm două probleme așa. Am făcut-o și am plecat. Ce punem aici să ia să încerce. Noi sugerăm dacă ar începe așa, dacă ai face așa, ce s-ar întâmpla. Până când ea înțelege foarte, foarte, foarte bine. Așa că am mers aici câte mă. Așa. Cica Andrei aduce 12 mașinuțe. John 10 și celălalt Victor 5. Dacă pun toate mașinile pe masă și le împarte în grupuri egale, cât primesc fiecare? Deci este vorba de numele 12, 10 și 5. Ana, Victor și Julia. Sau știu cine acolo, altcineva. În total, nu? În total, numărul de mașinuțe înseamnă 12 plus 10 plus 5, 12 plus 10 plus 5, care înseamnă 27. Și acum 27 trebuie să-l împarte în grupe exacte. Egal. 27 împărțit în 3. Da? La 3.
Ei, pentru început aș face așa, pentru că este greu. Ea n-a nici stat la mulțime pusă la dispoziție acum. Dacă aș ști 3 ori cât egală cu 27. Da, nu vreau acum să încerci să vezi asta. Noi știm că 3 ori 10 egal cu 30, asta știi și ea. De 3 ori câte 10 fac 30. Și fiindcă pierde între 30 și 27 pe primul 3, adică o grupă de 3, atunci e ușor să spui, rezultă că 3 ori 9 egal cu 27. Și aici te ajuta Aula să încerci și tu, Adi, iertați-mă că spun ora, nu că nu e obișnuită, să spunem, gura cu Aura, de mică, ci și pentru faptul că Aura a încercat de mai multe ori să stea mai mult de vorbă, dar acum am încercat să vă împărțesc așa și asta e foarte important. Deci, după ce am făcut chestia asta, plecăm și spunem 3 ori 2 este egal cu 6, nu? O convingem. Ei, dacă pe 6 îl împărțim în grupe, în două grupe, cât punem în fiecare? În două. 3 și 3. Deci 6 împărțit în două grupe, în fiecare grupă câte e 3. Dar dacă pe 6 îl împărțim la 3, câte grupe de câte 3 facem? 2. Adică, îi atragem atenția că dacă rezultatul se împarte la unul din cei 2, pe rând la 3 îmi dă 2, la 2 îmi dă 3. Adică cei 2 factori. Și așa o ducem spre împărțire. Da? Spre o operație de împărțire. Putem merge și simultan la mulțire și împărțire, pentru nu strică să facem așa ceva. Pentru că iată-ne aici, 27 trebuie să mă împas la 3. O problemuță care vine cu această întrebare și răspunsul corect, 27 la 3 egal cu 9, adică cei 3 ori prin mică, cei 9, nu știu ce era acolo. Oricum, asta, ideea de lucru, ora 7, trebuie să o aveți. Acest lucru am face ca antrenament până când ea înțelege bine. Nu ne depărtăm de probleme decât după ce ne-am înțeles. Nu trebuie făcut mult. Dar știți ce? Și problema care urmează, pe urmă, care sunt în legătură cu acestea, sau vin cu chestii de asta, va veni ușor să înțeleagă. Dacă pe astea le înțelege foarte, foarte bine, atunci celălalt vor fi la îndemnare. Bun. Câte pătrate trebuie să pictezi un negru, așa încât să dă aici o figură în care avem să spunem, uitați, 3 și primul 4. Așa, 1, 2, 3, 4 și 3. E 12 pătrățele, da? Aici le putem pune, să zicem, să ne numărăm câte sunt toate și ca să ne numărăm pe de mult timp, dacă aș făcut o tablă mare, nu știu, aș fost foarte greu, deci ea zice, uitați, 3 și câte grupe de aceste de câte 3 sunt? 4. Și cu asta 3 ori 4, iată cum fac 12, da? De 3 ori 4, fac 12. Adică 4 plus 4 plus 4 de la adunarea repetată, de 3 ori, sau de 3 plus 3 plus 3 de 4 ori, și iată 12. Și acum, câte să colorăm cu negru ca să fie alea albi de două mai mult decât este negru? Parcă nu știu. Ia să vedem despre asta. Câte trebuie pictate cu negru, așa că numărul pătratelor negri să fie de două mai mult decât acelor albi. Așa, deci negru e de două mai mult decât albele. Adică, clar, de două mai mult. Deci la una albă să fie două negri, una albă, două negri, iar una albă, iar două negri. Și se vede foarte bine că e vorba de câte de împărțirea lui 12 la grupe de 3, nu? Că negri să fie, albi să fie doar atât ca un segment, iar să fie de două mai mult. Deci mă întreabă și toate palugime fac 12. Ca să fie câte părți de astea egale. Deci 12 împărțim la 3 și egal cu 4. Deci albile să fie 4. Dacă albile au lăsat 4, negrele facem celelalte 8, nu? Și deci răspunsul corect, 8 negre și 4 albile. Asta nu-i
nu răspunsul, ci rezultatul, modul de a gândi problema importantă. Deci aici, și aici trebuie să avută multe răbdare. 7. Ionel are 73 de timbre, după ce a dat 17 fratele său, observă că numărul de timbre este egal. Câte timbre avea fiecare? Câte timbre au împreună, Ionel și... Așa. Deci, ideea este așa, că ei au un număr de timbre. Despre Ionel știu sigur că are 73. Așadar, lui Ionel îi punem 73. 73 de timbre. Ionel. Da. Și celălalt, Andrei, nu știu câte are. Nu am nicio idee. Nu știu câte are. Dar pleacă de aici. De câte pleacă? De 17. 17 timbre vin la el. Și în clipa aceea, când a rămas pe ca 17, el rămâne aici cu cine? Pe 73 minus 17, 56. Da? 56. Și același număr de timbre îl găsim și aici. Tot 56. 56, dar după ce o vin de astea 17, da? Deci astea 17 a ajuns aici. E, faptul că devine egal, sigur putem afla 17, din 56 scădem pe 17 ăsta și vedem cât a fost la început. Câte timbre au împreună? Ha, sigur, nu? Dacă a fost devenit egal, înseamnă 56 plus 56 și este egal cu 112. Parcă așa am întrebat. Câte timbre au împreună? Da, 112. Tot la îndemâna noastră, nu e o problemă foarte, foarte dificilă. Aici v-aș ruga să vă uitați la problemele acelea care am făcut cu Mario. Când spuneam că s-a născut Ana, mama avea atât. Când s-a născut Victor, avea nu știu cât. Sau am dat suma total și cum am zis, am aflat vârsta mamei când s-a născut Ana. Deci este o problemă mult mai interesantă acolo, dar vedeți problema aceea și trebuie făcut saltul la problema asta care mi se pare destul de simpluță spre probleme mai dificile, cum vezi să întâlne acolo. Deci încercăm să ne aplicăm asupra unei probleme, să încercăm să și facem unele care mai simpluții, să le complicăm un pic, dacă se poate spus așa, până așa, și să o punem pe ea în situația să încerce chiar ea să compună. Veți vedea că l-am făcut acest lucru și destul de interesant dacă urmăriți ultimii filmuleți acolo cu Mario. Așa că merg mai departe. Bunicul sforă odată la 5 minute. De câte ori sforă bunicul dacă doarme o oară? Deci, stat. Bunicul adorme. Trec 5 minute. Da, 5 minute. Și sforăie. Iar trec 5 minute. Iar sforăie. Deci până acum s-au consumat 10 minute. Deci la întrebarea de câte ori a sforăit bunicul în 10 minute? Sforăie odată la 5 până la 10. Da? Ei, acum putem să începem așa să vedem de la aproape la aproape. La 15 ați sforăie odată. Și câte minute avem? La 60. La minutul 60, când s-a împlinit ora, 60 de minute, bunicul ia sforă aici. Da? Sforă din nou.
dacă aș fi zis până în 15 minute, de câte ori aș fi sfărâit bunicul? De 3 ori. Da? Din 15 scădem pe 0, deci 15 împărțit la 5, de 3 ori. Dar la 60 de minute, împărțit la 5, împărțirea asta, iarăși e o problemă, nu pot să... Ori nu merg din 5 în 5 și vezi de câte ori merg, de câte ori se cuprinde, ori dacă zici la 50, e, chiar așa aș face. 60, este egal cu 50, plus la 10. 50 împărțit la 5, asta știi că nu, 5 grupe de câte 10 fac 50. 50 împărțit la 5, egal cu 10. Da? 10, da? Și iar 10-le ăsta împărțit ăsta în 2, 5 și 5, da? 10 împărțit la 2, egal iarăși cu 5, la 5, hai să zicem, 5, egal cu 2. În total, avem 12 yes-uri. 12 yes-uri, pentru că și yes-ul ăsta este corect. Acum i-aș fi făcut problema și așa. Nu la 40, la 60 de minute, ci la până la 40, până la 59 de minute. Deci, de câte ori ar fi sfărâit bunicul? De până când se atinge 58 de minute. Și aici există de la 55, încolo 56, 57, 58, 59, nu mai are nicio importanță, că nu se face, nu se umple timpul pentru următorul sfărâit. Așa că rămân doar 11 sfărăituri, nu? De la 55 încolo. Dacă zicem inclusiv 55, și acolo merge ca la 60, doar 11. La 54, 10 sfărături. Și așa mai departe. Dar tot așa, pe spații mici. Pe spații mici, ca să înțeleagă problema mai încolo. Să mă duc la 2 ore, iarăși să vadă. Deci exersăm aici un pic. La o oră și jumătate, jumătate de oră să fie 30 de minute. Deci, asta sunt lucrurile care îți permit aici să poți jongla, încât și ea să se bucure, să vadă, participe ea și ea. Ia de tu un alt timp. O oră și 23 de minute. E, o oră și 23, tot ce este între 20 și 25, nu mai are influență, știi bine acolo, cum se plinește timpul pentru o nouă sfărăitură, un nou sfărăit și în final, jucând iarăși aici, jucăm un pic. Nu, depinde de felul în care o puteți antrena și felul în care și ea simte bucuria să participe la apărul. Da, dacă ar fi așa, da, dacă ar fi așa, ce am face atunci? Ei, asta trebuie să facem. Numai atunci se va întâmpla aura și atunci să vedeți cum, în filmulețe acelea cu Mario, să vedeți cum câte bucurii vine la aștept, de așteaptă și să mă prinde pe mine. Să vadă cum reacționez eu când compun el probleme și dacă îmi dă răspuns și dacă mă ajută. Ei, aici este. Așa că, Ana, te rog, eu mult vezi filmulețe astea, că o să-ți parcă foarte tare. În autobuz are 45 de locuri. Deci, ceasul, că mama mi-a zis să ajunge să nu întârzi. Așa. Deci un autobuz are 45 de locuri. Și se oprește la primul, și a primul copil. Deci, prima stație, un. Merge mai departe și a doi de aici. A doua oprire. Merge mai departe și a trei de aici. A treia oprire. Plus următoarea e a patru. Și așa mai departe. Și la un moment dat, 45 de copii. Sigur, întrebarea este până unde ajunge el și câte astfel de oprire.